această zi reprinde cea mai mare sărbătoare din jurul anului. Aceasta este a sufletului a tuturor românilor. Cu tot sufletul meu parține această sărbătoare. Chiar dacă acum Republica Moldova nu este parte a României? Da, în suflet ea e parte a României, însă pur și simplu hotarul și oamenii care au interese meschine au dispărțit printr-un hotar românii de peste Prut. Este un moment care ne bucurăm pentru că este cred că prima zi după 92 de ani când putem liber să venim aici la Chișinău și să ne spunem oful nostru și să sărbătorim, pur și simplu. E ziua mea de naștere și totodată e și o sărbătoare a națiunii noastre. Cu ocazia a 92-a Unirii Basarabiei cu România. E momentul ca noi să ținem un moment de reculegere în memoria acestor oameni care au murit pentru noi și pentru Basarabia liberă. Dumnezeu să iertă! Tatăl meu și mama mea au fost, sunt născuți în România pe timpurile cele și noi, eu mă suc tot român și deci eu sărbătoresc sărbătoarea aceasta. Fiecare poate să are gândul lui, noi ne gândim așa că e bine să sărbătorim și această sărbătoare, fie pe 27 martie, fie pe 1 decembrie.